Multă lume nu a fost obișnuită ca Laurențiu Reghecam să fie activ în mediul online. Dar de când și-a creat conturi și este activ, activitatea acestuia este studiată de multe persoane. Recent s-a observat că el a dat like mai multor fete. Una dintre ele este o stewardesă brunetă, înaltă și slabă, care i-a atras privirile lui Reghe. Actuala soție a acestuia s-a amuzat teribil de acest subiect și a transmis următoarele. Impresara este de părere că toată România, dar și Dubaiul, se amuză de situația în care este celebrul antrenor în momentul de față. În timp ce Reghe face ședințe foto cu amanta, Ana și copiii sunt din ce în ce mai uniți și fericiți. Familia rămasă demnă nu mai dorește să intre în contact cu Reghe Camp, care în 12 luni a avut bilet de voie să vină să-și vadă băiatul 10 minute adunate și alea de frică căci o să-l facă zob copiii. Reghe a lucrat cu amanta câțiva ani să pună planul de delapidare a familiei cap la cap. Acum trebuie să dea înapoi tot ce a sustras. A venit timpul ca minciuna, hoția și nenorocirile să iasă la iveală. Cei doi să fie scoși în față și arătați cu degetul. România râde de Reghe în hohote. Dubaiul la fel. Rău când te cunosc toți ca pe calul breaz și mai ales când te știu credul. Probabil și stewardesele știu pe Reghe tot așa credul. Și poate îl ajută Dumnezeu să mai facă încă un copil că a avut grijă mare de toți în viața lui, a povestit Ana Maria Prodan. Probabil se simte bine Reghe azi când toată lumea cunoaște amanta și oriunde intră în cârcium se întorc și râd toți. Dar el e obișnuit de câțiva ani cu bătaia de joc a tuturor la adresa lui, căci dacă ajunge patronul Stelei, Gigi Becali, să te râdă că dai bani fetelor de oraș și după îți dau ele viteză, te obișnuiești și nu mai contează nimic. A ajuns de râsul tuturor, poate își dorește să fie influencer, de asta postează pe Instagram la greu. Probabil a uitat că este antrenor de fotbal, nu altceva, de urmărește femei pe Instagram. Dar toate îl știu, deci nu e problemă. Cât mai are bani, îl mai bag în seamă femeile, după Dumnezeu cu mila, la bătrânețe o să doarmă sub pod. Asta e, Reghe s-a obișnuit cu circul, a adăugat sexy impresara. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!